bine v-am regăsit, fetelor! Ce facem bine astăzi? Cum ne simțim? Bine, mai bine. Mai bine? Tot emoționată, dar într-o doză mai mică. Mai mică, dar spunea ieri că, nu știu, podiumul ăsta nu e la fel cum sunt celelalte podiumuri cu care tu ești obișnuită. Ce e nu în este. Plus, ce e în minus, ce e? Nu este pentru că eu când defilam, sincer, eu sunt o fire emotivă. Îmi luam reperul din față, reflectorul cel mai puternic și mă uitam doar în el. Mă uitam în jur. Păi și aici, uite, avem camera 5 care ne filmează acum. E un bec roșu, nu foarte puternic, dar e un bec roșu acolo. Ia-ți-l ca reper. Ți-am dat un pont bun? Reflectorul din prezentare... Aduceți-i, domnule, un reflector cel mai mare pe care îl găsiți pe piață, Ginei. Îl montați acolo undeva în față, să ajutăm. Din star, comparația e destul de șubredă. Nu putem să ne gândim la o prezentare de modă versus o emisiune de televiziune. Adică ce are a face mărul cu părul. Dar doar la podium mă referea. La podium, dar până la urmă, stai puțin, e o dinamică diferită, Gina, nu e așa? Foarte diferită. Tu ai venit aici, draga mea, într-un show de televiziune, ca să arăți și alte competențe, nu numai stilistice, să arăți că ai carismă, să arăți că ai umor, să arăți că ai forță, să arăți că ești o femeie completă din cap până în picioare, de la A la Z. Nu mai Moris, ea explica, Elin, că e vis-a-vis de podium și o înțeleg, pentru că acum ți-au apărarea și știu ce înseamnă asta. Manechinii în general, pe podium nu se uită stânga, nu se uită dreapta, pentru a nu se distrage atenția într-un fel sau altul, și se uită undeva sus, deasupra fotografiilor, camerelor de luat vedere, tocmai de aceea. Are dreptate. Hai să vedem unde merge astăzi. Am muncit foarte mult în ultima perioadă și m-am gândit să-mi iau o vacanță. Vreau să plec la Monaco. Și vreau să fac o sesiune intensă de shopping. Așa, graviduță la sesiunea de shopping? Acum cât mai pot, pentru că mai încolo o să mă mișc un pic mai greu. De ce la Monaco? Pentru că n-am fost niciodată și aș vrea să văd cum este. Avea și el o curiozitate. Raluca! Mie, Gina, îmi place astăzi foarte, foarte mult. Este cumva îmbrăcată pe stilul meu. Îmi plac pantofii foarte mult, îmi plac cercei, iar rochia este superbă. Este creația ta? Mulțumesc. Da. Superbă. Mulțumesc. Mulțumesc, Raluca. Teo Rose. E mișto. Ce pot eu să-i spun, Gina? E îmbrăcată extraordinar. Îi stă foarte bine. Te-ai îmbrăcat așa? Eu personal, nu că nu este neapărat stilul meu, nici ăsta nu este stilul meu, adică și așa e mult. Dar ei stă minunat. E tare. E țiplă? E blană? Blană. Ceva rău. Ceva bine. Ceva rău spunem noi, că ziceai să zic expresii, să le notezi în carnețel. Expresii, ceva deci rău, când e ceva mișto rău, ceva rău. Deci când spui ceva rău înseamnă că e bine? E bine, da. Foarte bine. Atâta și nimic mai mult. Gina în fața juraților. Gina, bună, mă pui Gina. Niște situații pe mine, cel puțin. Bună. Of. Azi da. E și bună așa, drăguț. Bună, da, nici n-am mai spus, eu am spus bună. Pe mine mă pune în situații delicate, Gina. De ce? Pentru că nu știu cum să te comentez, ca să nu te afectez, să nu vă afectez. Nu și afectez. Să nu fiu nici interpretat greșit, ca să zic asta, uite, ăsta se ia de femei însărcinate. Nu. Dar eu nu o să mă iau de starea ta, ci de stilul tău. Bineînțeles, de asta sunt aici. Ești îmbrăcată foarte safe, foarte simplu, ești ca o fondantă, iar, ca de obicei, te avantajează frumusețea ta, naturalețea, frumusețea ta. Dar asta nu este suficient acum, pentru că dacă o să jurizăm doar faptul că o femeie este foarte frumoasă sau foarte înaltă, cum e ea și așa, lumea o să ne taxeze pe noi. Deci aș vrea să văd și la tine că poți mai mult, chiar dacă ești gravidă. Da? Însărcinată. Ești de acord cu ce spune Cătălin, Gina? Ei, nu trebuie să fii, dai seama că mă înjură. Păi, în de părerea acum, vreau și eu să știu ce simte fata. În general și datorită profesiei mele, criticile pentru mine au fost constructive, pentru că eu cred că evoluezi pe zi ce trece și trebuie să înveți și nu există lucru perfect.
Tu ai evoluat. Eu știu, eu ți-am spus și puțin oameni știu că ești una din manechinele internaționale care a avut prezentări, care agenția îi trimitea rolsul ca să o ducă la prezentare. Adică a contat, noi nu vorbim acum greutate. De apoi asta. Te-am văzut ce haine ai făcut. Te-am văzut la evenimente, când erai pe red carpet la evenimente și cu rochițe făcute de tine, foarte frumoase. Mulțumesc. Deci nu mă supăr. Să nu te superi, asta e, dar ți-am spus, ne va fi foarte greu, îmi va fi foarte greu să te jurizez uneori pentru că nu vreau să te afecteze. Nu mă afectează. Bine, nu. Ok. Deci apreciez și okay. Criticile sunt constructive, okay. Oricând. Gina, iubirea mea, tu exploatezi foarte mult faptul că arăți superb și mi se pare normal să spui în evidență calitățile. Problema este doar că noi aici ne-am dorit să faci styling. Dacă te uiți la toate celelalte colegi ale tale, toate s-au străduit să aducă o ținută compusă. Tu ai o roche, doar o roche. Este o roche frumoasă, o roche care îți vine bine, o culoare care te complimentează. Pantofii sunt potrivite aleși, totul îți vine bine. Poate nu știi încă lucrurile acestea, poate nu știi așteptările pe care le aveam de la tine. Culoarea iarăși îi place mult. Astăzi voi fi mai blândă în ceea ce îți privește, dar de mâine te rog mult să încerci să adaugi, n-am spus să fii cu șifonierul pe tine, dar să faci styling. Mai în jura mea căzut cercelul. Îmi place și mie foarte mult cum îți vine rochia, Gina, culoarea îți vine foarte bine, dar nu este o ținută compusă. Eu aș fi ales o pereche de pantofi care să nu aibă tocul foarte gros, adică ei arată foarte bine din față, dar având în vedere proporțiile și înălțimea ta, aș fi ales un toc subțire, ceva similar cu ce poartă Theo Rose, da? Aș fi marcat cumva zona taliei și aș fi pus o curea, o centură foarte, foarte îngustă, într-un roz pudrat, dacă vrei, care să complimenteze nuanța rochiei. Aș fi luat o geantă și mai dinamizam puțin, adică mai adăugam piese în styling, pentru că așa rămâne o rochie care îți vine sigur foarte bine, tu ești superbă, dar nu ai factorul wow. Construit foarte bine, stilistic vorbind, ținuta. Calificative? Moris. Te grăbești undeva? Nu, Doamne ferește. Sunt curioasă. E ultima oară. Pentru că îmi place... Îți rămâne ție, Cătălin, decizia. Felicitări, Gina, și pentru o steluță. Nu e rău, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Dragii mei, dacă v-a plăcut ținuta și dacă vreți să vedeți ce am pregătit pe viitor, votați 5 la 1206. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Gina!